Bună seara, dragi prieteni, avem alături de noi pe Cosmin de la echipa Diham Boys și pe Sorin de la echipa Bela Veneția. Bună seara, băieți! Bună seara! Bună seara! Câteva cuvinte despre meciul din seara asta, Cosmin? Un meci de play-off cu ocupanta la podium, fac un joc frumos, un meci frumos, chiar dacă a fost greu, chiar mi-a plăcut, o echipă frumoasă, aloier și... Un joc curat? Curat, îi felicităm, atât ce să spun mai mult. Felicitări pentru victorie, iar doar. Mulțumim. Sorin? Nu, acum a spus și omologul meu, un meci frumos. Am controlat jocul prima repriză, am avut și ocazii. Chiar dacă v-ați încălzit un pic mai greu în prima repriză. Da, cam așa, am început un pic mai greu. Însă, noroc că am reușit să înscriem repede în repriza a doua și astfel ne-au intrat mai ușor. V-au dat un boost și ați continuat. Ne-au dat un plus de oxigen. Exact. Oricum, o victorie frumoasă, la diferență destul de mare. Într-adevăr, în a doua repriză, cel puțin din punctul meu de vedere, s-au schimbat lucrurile. Da. Pentru voi. Cam așa, cum v-am spus, am avut noroc că am înscris repede a doua repriză și astfel am controlat jocul pe toată durata partidei. Felicitări ambelor echipe pentru jocul prestat în seara asta, pentru un joc într-adevăr curat, frumos, fair play și altceva chiar nu aș mai putea spune despre jocul din seara asta. Mulțumesc tare mult și baftă în continuare. Mulțumesc și eu la fel. O seară bună. O seară plăcută. Bravo.